Traficul infernal din Balș revine după ce pietonii s-au enervat pe semafoarele inteligente și au distrus aproape jumătate dintre acestea. Sistemul de semaforizare a fost pus în funcțiune anul trecut, iar timpul de așteptare pentru pietoni era calculat în funcție de intensitatea traficului. Astfel că orașul nu mai era traversat în ore, ci doar în câteva minute. Sistemul de semafoare inteligent și-a arătat eficiența prin faptul că au dispărut cozile infernale din trafic. Pe raza orașului Balș avem 10 semafoare. Dintre cele 10, 4 au fost vandalizate. Unul, cel de la ieșire spre Craiova, are ambele butoane de la trecerile de pietoni distruse și încă 3 câte un buton. În funcție de ce vom depista pe camerele de supraveghere, vom lua legătura și cu poliția. Din păcate, șoferii vor trebui să se reobișnuiască cu traficul greu din Balș, deoarece garanția semafoarelor nu acoperă și reparațiile în urma vandalizării. Astfel că, acum cei de la drumurile naționale trebuie să demareze o procedură de achiziție publică pentru mentenanța sistemului de semafoare. Acest lucru, potrivit legislației din domeniu, durează. Noi nu avem contract de mentenanță la această dată, ca să putem face reparațiile la acest sistem de semaforizare, sistem care a fost implementat cu destul de multe eforturi și care și-a dovedit utilitatea, cel puțin în ceea ce privește conducătorii auto. Cei de la drumurile naționale fac apel la cetățeni să nu mai vandalizeze semafoarele sau alte indicatoare rutiere. Până la refacerea lor, viețile participanților la trafic sunt puse în pericol. Pe această cale facem și un apel către cetățeni să aibă grijă de aceste semafoare, pentru că ei le folosesc și dacă cumva se distrug, nu vom putea să le reparăm într-un timp util. Semafoarele au fost instalate în urma demersurilor făcute de senatorul Siminica Mirea, iar valoarea investiției efectuate de către CNAIRE s-a ridicat la aproape 1,3 milioane de lei. Acest sistem a venit ca o alternativă până la finalizarea centurii ocolitoare, parte a drumului expres Craiova-Pitești pentru traficul infernal din zonă.